Vândit la ce ai și dulceață din petale de trandafir. Vă salut, dragii mei și dragile mele! Sunteți la canalul Frumuseții Vârste Elegante și vă motivez să vă abonați, dacă sunteți pentru prima dată, să activați și clopoțelul pentru a primi notificările noilor filmulețe. Vreau să mulțumesc foarte, foarte mult noilor abonați. Mulțumesc pentru fidelitate, pentru generozitate, pentru că mă susțineți, pentru că susțineți comunitatea persoanelor după 40 de ani. Cei care mă urmăresc pe Instagram, le plac pozele mele cu floricelele care le culeg pentru sănătate și frumusețe. Chețel este pentru voi, pentru cei care mă urmăresc, scriu comentarii, mă susțin și sunt fideli pentru comunitate. Deci astăzi vom vorbi despre floricele. Ce flori culeg eu pentru sănătate și frumusețe? Cunoașterea plantelor medicinale vine de la mama mea, care era amatoare și vindeca cu plante medicinale. Și mi-a insuflat și mie și m-a învățat cum să le culeg, cum să le usuc, cum să le prepar și să le folosesc pentru sănătate. Chiar astăzi am cules, iată, sunătoarea. Am pus-o aici lângă trandafir, fiindcă este foarte sensibilă și se ofilea, dar ea de-abia începe să înflorească și iunie este luna sunătoarei. Am ales patru flori care vreau să vi le menționez, fiindcă mereu vă motivez prin filmulețe să înlăturați măștile cu infuzie de plante medicinale. Și mă încep să culeg florile pomilor fructifieri la început. Anul acesta am strâns flori de păr, flori de măr, am cules floricele de zmeură sălbatică din labirintul pădurii unde locuiesc, iar măr și păr am cules din Sergeevca, de pe malul Mării Negre, din orășelul Sergeevca. Desigur că e zona ecologică. Le culeg, le usuc la un loc umbrit, ferit de soare și undeva până la două săptămâni ele stau și se usucă. Apoi le pun în pungi, în cutiuțe și iarna le folosesc. Vreau să vă prezint doar patru floricele care le-am strâns, le-am cules deja, dintre care petalele de trandafir, le vedeți uscate. Din petale de trandafir am preparat dulceață. Petale de trandafir culese special pentru dulceață, dar le voi folosi și pentru frumusețea tenului. Trandafirul a fost creat special pentru a fi cea mai frumoasă floare, fiindcă are de la zei tot ce este mai bun. A luat parfumul amețitor de la Dionysos. Graiul de trandafir care se conține în petale are un efect antioxidant puternic. Îl folosim și intern, și extern. Eu mai mult prefer în formă de dulceață sau usuc și îl fac praf pentru măsculițe. Folosesc și apa de trandafir. Conține vitamina C, minerale, microelemente, vitamine și în special vitamina C. Redă luminozitate tenului, are un efect de lifting, reduce ridurile, încetinează procesele de îmbătrânire și este un răsfăț pentru piele și pentru tot organismul. O altă floare care îmi place foarte mult este iasomia. Ce aromă chiar și acum! Arome! Și trandafirul și iasomia s-au uscat, dar aroma și își păstrează aroma chiar și în stare uscată. Iasomia, această aromată și frumoasă, o folosesc la fel pentru măști, dar folosesc infuzie, ceaiuri, infuzie și ceaiuri. Aceste flori frumoase, aromate, parfumate,
Leculeca, de obicei, seara, crește un tufar în grădină la noi și când mă prind afară cu soțul, strângem și flori de asomie. Au un efect de relaxare, de calmare. Îmi plac foarte multe ceaiurile, fiindcă mai bine dormi, îți aduc un somn foarte profund și plăcut. Suc floricelele și îl folosesc ca ceaiul, dar și în măsculițe adaug făina din florile uscate, adaug în măștile pentru față, în măștile pentru îngrijirea părului. Unii procur și uleiul de asomie, care la fel îl adaug pentru îngrijire sau în uleiul de bază pentru masaj. O să vă atașez în linkul de descriere cum am folosit petalele și floricelele de asomie, uleiul de asomie, în îngrijirea pleoapelor. Iată floricele, acest buchețel de asomie va sta în vază, apoi le voi usca și le voi folosi și ca ceai și pentru prepararea măștilor pentru față, mai ales când fața este obosită, când este n-are vitalitate pentru a-i da tonus. Se folosește și pentru tenul gras, fiindcă descongestionează porii. Îmi place foarte mult această floare aromată, parfumată, sensuală, afrodiziacă, cu aromă pătrunzătoare, foarte frumoasă. Ce am aici? Am sucul. Am cules flori de suc. Iată cam așa ele arată, în stare uscată. Și îmi place foarte mult, chiar aromele lor se păstrează și uscate. Frumoase, această rozietă de la Mama Natură, acest dar divin, sunt o adevărată găselniță. În plus, planta mai conține numeroase substanțe benefice, numai bune pentru sănătate, dar și frumusețe. Eu, ca de obicei, le culeg, le usuc la umbră, apoi și florile de soc folosite cel mai multe ori în băutură coritoare. Noi le folosim ca ceaiuri, ca un diuretic, detoxifiant, dar sunt bogate în acizi grași, în omega-3, omega-6, mai conțin și substanțe care detoxifică și au puternic efect antiinflamator și expectorant și poate fi să ne scape și de tuse, de răceli. Eu mai des folosesc ceaiurile și băuturile răcoritoare. Infuziez plantele uscate, după, acum iată le-am pregătit că sunt proaspete, numai ce le-am cules și le voi usca la un loc răcoritor. Voi folosi și pentru măsculițe, pentru antiedeme, anticiarcăne, aplicații sub pleoape, sunt aplicații discuri imbibate în infuzie din soc pentru ochii obosiți. Sau chiar îmi fac și comprese pe toată fața când simt că am necesitatea. Am aici și florile de tei care sunt în procesul de uscare. An strâng aceste frumoase floricele pentru ceaiuri, pentru efectul lor expectorant, antiinflamator și desigur că îl folosesc și în curile de slăbire. Cu un miros seducător și foarte mirositor, îmbătător, efect antiinflamator, expectorant, detoxifiant, fiindcă se folosește și în curile de slăbire. Foarte dulce, fiindcă conține un zahăr special, o dulceață nemaipomenită gustoasă. Conține flavonoizi cu efect antioxidant puternic. Conține acizi, ulei eterici, care conferă proprietățile lor sedative și inflamatoare. Un efect spasmolitic, de aceea își folosește în caz de migrene, dureri de cap, tulburări de somn, în caz de anxietate, nervozitate, dar și în cosmetică, împreună cu floricelele de albăstrele, anticiarcăn pentru ochi obosiți, ochi umflați. Iar dacă veți amesteca lapte cu fulgi de ovăz și flori de tei, veți primi o mască puternică antiinflamatoare pentru tenul palid,
pentru tenul terniu, fără vlagă, lipsit de strălucire. Eu mai des folosesc florile de tei, ceai, fac infuzii de ceai cu efect detoxifiant, în curile de slăbire. Îmi place foarte mult să înlătur măștile cu o infuzie de flori de tei. Dacă vedeți prin filmulețe că recomand mai des să folosiți această infuzie pentru înlăturarea măștilor, mai ales pentru tenul sensibil, tenul cu pirozic, tenul cu inflamație, cu dermatite, fiindcă calmează, liniștește și regenerează tenul. Dacă v-a plăcut filmulețul, apreciați și vă rog să scrieți în comentarii cum voi folosiți petalele de trandafir, în ce formă și cum folosiți voi petalele de trandafir, iasomie, florile de iasomie, florile de soc, florile de tei și florile de tei. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept și la alte filmulețe. La revedere!